De-a lungul timpului, astrologii au ajuns la concluzia că 4 dintre cele 12 zodii sunt mult mai ferite de pericole față de celelalte semne zodiacale. Potrivit lor, cele 4 se află mereu sub aripile protectoare ale unor îngeri păzitori, care îi ajută să iasă din orice situație dificilă. Semnele zodiacale protejate de univers sunt puține la număr, 4 mai exact. Despre ele se spune că au o relație aparte cu divinitatea și că reușesc să facă întotdeauna ceea ce își propun, eliminând în stilul lor barierele și obstacolele. De asemenea, cele 4 zodii norocoase din acest punct de vedere sunt menite să aibă vieți ușoare și pline de spiritualitate, acestea fiind zodia Leu, zodia Fecioară, zodia Scorpion și zodia Vărsător. Leul are astrele de partea lui și este considerat cel mai puternic și curajos semn zodiacal. Universul îl protejează și îi veghează atent pașii, astfel că persoanele care se nasc în această zodie au în general vieți liniștite și fericite. Optimismul și puterea de a vedea dincolo de obstacole îl fac pe Leu să-și vadă valoarea și să nu se sfiască să o arate în fața tuturor. Astrologii anunță o perioadă foarte bună pentru lei, aceștia reușind să își ducă la bun sfârșit obiectivele setate în trecut. Fecioara este considerată zodia perfectă, ea are universul de partea sa și este protejată de toate relele. De asemenea, norocul îl caracterizează pe acest semn zodiacal și îl ajută să ia cele mai bune decizii în viață. De altfel, fecioarele sunt văzute și ca unele dintre cele mai bune persoane din horoscop. Fecioarele simt că au divinitatea alături de ele și se folosesc din plin de acest aspect. Mai exact, ele trăiesc fiecare clipă la maxim de parcă ar fi ultima. Scorpionul se numără și el printre zodiile protejate de univers. Acesta rare ori traversează perioade dificile în viață, iar atunci când se întâmplă un eveniment nefericit, are puterea de a crede că va urma ceva bun. Acest semn zodiacal este conștient în permanență că după o furtună mereu apare soarele. De altfel, scorpionul mereu iese din probleme cu capul sus ca un adevărat învingător. Frica este un cuvânt pe care persoanele născute în această zodie nu îl cunosc și nu îl pot asimila. Scorpionii se bucură de un real ajutor din partea divinității. Vărsătorul este cea de-a patra zodie care se bucură de protecția universului și a divinității. El are în permanență gânduri bune și o energie pozitivă, fapt ce influențează în bine și pe cei din jur. De altfel, acest semn zodiacal nu are nicio grijă, întrucât știe că poate conta mereu pe sprijinul familiei. În plus, vărsătorul nu se abate de la drumul său niciodată, el știind ce are de făcut pentru a avea reușite pe toate planurile. Relatează wowbiz.ro.